Zi, Predut, care e treaba? Aceeași. Despre ce vorbim? Despre pescuit. Dă-mi așa pe plumb. Hai, explicăm. Nu trebuie să te întreb, eu știi care e poveste. Ce poveste? Abordăm partida în două moduri. Să vedem acolo unde pescuim? Acum da. Da? În stânga o să dăm numai pe boilies, căutăm pești mari. Și în dreapta cumva să ademenim ciortanii și peștii de talie mică și mijlocie. Am lădit cu porumb. Știm din experiența trecută că cei mari nu mănâncă cu toată lumea. Acum sperăm să îi atragem undeva pe cei mai mici și medii și cei mari să mănânce liniștit. Acum să vedem dacă ne și iese. Asta e ideea pentru început. Deci, cele două pe boilies, a treia snowman și a patra porumb. Așa, încet. Așteptări de la partida asta? Ca de obicei, să vedem. Anul ăsta nu am fost pe acest stand. Foișorul cu numărul 5. Un foișor, primul foișor din zona sălbatică. Primul și singurul, dacă și nu mă știu. Singurul, da. Să vedem și vremea cum o va fi, vremea e schimbătoare. Dacă plouă, dacă nu plouă, dacă influențează cu ceva. Presiunea atmosferică, temperatura, vântul, văd că se schimbă, acum bate din dreapta, puțin. Cam asta e, momentan, pentru astăzi. După aia mai schimbăm, vedem dacă nu dă randament. Cu ce nădești? Binele de la Sorin Zaharia, Master Crab. E o rețetă nouă, de-aia nu e branduită. Cu o atracție mai mare. Și să vedem ce rezultate vom avea. Asta e pe terminat. Avem un drill, cred că e primul pește mai sănătos al partidei. A intrat la un snowman. A dus foarte mult în dreapta. O bilă de 20 cu un pop-up de 16 mm. Verde. Dublu ran? Da. Mai țin eu bine.
pune piciorul pe mijloc. Dublu din mai devreme, s-a soldat cu doi peștișori frumoși, nu foarte mari, dar încep să fie un pic mai mari. Duceți-vă dicilor! Hai că poate totuși sărim de borna de 10. Porumbelul își face efectul, bineînțeles. Ca să înțelegeți, ăsta nu e primul ciortan pe care îl prindem, cred că e al treilea sau al patrulea. Agăța corespunzător. Uita și montura la care a răvnit acest mic ciortănel. O să așez eu frumos caseta la locul ei. O să-i dau un pic cu niște dezinfectant unde l-am înțepat ca să nu se infecteze rana. Acum o să dau frumos drumul cu minciogul. Să-ți dau antenă. Ce e pisic? S-a supărat pe tine. Comentantul meu. Da. Un comun frumos de laser. Pare că
Abia în a doua noapte au început să intre ăștia mai mari. Așteptăm și mai mari de atât. Bravo, Dică. Încă o trăsătură extrem de violentă. Deja când eu nu se filmează în momentul ăsta peștele aproape de mal, sper să fie un pește frumos. Pare a răvnit la o bilă de 20, master pe-o. Să zâbeiți. Din agățătură? Ce zici, mă, frumosule? Și ești încordat așa. Și tu mai leger.